Presupun că ai dat click pe acest video pentru că ai un soț bețiv care nu vrea să se schimbe și nu aduce nimic acasă. Tot ce câștigă bea, stă pe capul tău. Nu-i pasă de copiii voștri pe care îi aveți împreună. Posibil că nu s-a mai apropiat de tine ca și femeie ca să întrețină o relație sexuală de multă vreme. Și undeva poate te gândești că o fi și impotent de acum, dacă de atâta vreme nu mai vine. Din pricina asta, te vezi un nimeni. Posibil că din pricina asta de acum ești undeva într-o depresie, te vezi, te-ai găsit într-o depresie, te vezi cea mai nefericită și posibil că ai și gândul să divorțezi. Dar în același timp înțelegi că ești creștină și nu poți face lucrul acesta pentru că divorțul poate aduce după sine alte consecințe mai grave. Și iată, vrei să știi cum să procedezi. Ei, dacă tot ce am zis eu cumva are de-a face cu situația ta, te rog să mă asculți până la urmă. Că eu aici răspund acum la o singură persoană. Eu am în minte o singură persoană pe care o știu de multă vreme, care, iată, și azi dimineață mi-a trimis un mesaj vocal destul de lung, în care își varsă durerea din inimă. Și iată, eu după ce am ascultat mesajul ăsta, am hotărât să-i răspund acelei persoane pe care o am în minte, dar care sunt sigur că situația ei este destul de frecventă. Și eu tare mult mă rog ca răspunsul acesta pe care îl dau ei să fie de ajutor, să aducă mângâiere, bucurie și direcție, claritate și pentru alte femei care sunt într-o situație similară. Deci primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți cu privire la soțul ăsta bețiv, să știți că beția este o patimă, o patimă rea. Și omul ăsta, el este rob. Toți oamenii fără Hristos sunt robi ai păcatului, dar omul ăsta chiar e robit cu totul, el este legat acolo în robia lui. Și iată, dar faptul că el este rob al păcatului, faptul că el este în situația aceasta, nu schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Și iată la 1 Petru, capitolul 3, cuvintele acestea sunt adresate femeilor creștine, soțiilor creștine, deci nu femeilor în general. Cuvintele acestea le sunt adresate femeilor creștine care au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos și care au hotărât să-L urmeze pe Domnul. Deci, dragă soră, căreia mă adresez eu acum, eu ți-am mai spus cuvintele acestea și iar le citesc cuvintele acestea pentru că îmi dau seama că este un lucru greu să primești cuvintele acestea, este greu să le pui în aplicare și înțeleg și mă rog ca să-ți dea Dumnezeu putere și sunt sigur că Dumnezeu îți va da putere și vei aplica cuvintele acestea. Ei, iată aici scrie așa, tot astfel nevestelor. Și este exemplu robilor de mai sus, este exemplu Domnului nostru Iisus Hristos, cum El s-a supus în toate. Și iată zice, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Deci asta e pentru ca să vadă bărbatul ăsta. Deci este important soțul ăsta care, așa cum este el acum, să vadă un fel de trai curat și în temeri. Zice, podoaba voastră să nu fie podoabă de afară, care posibil nici nu mai atrage atenția. Dacă zici că nici nu s-a mai apropiat de tine ca și femeie de atâta vreme, el posibil nici nu mai atrage atenția la asta. Zice, dar ascultă atent, este o podoabă care numai decât îl va cuceri. Zice, podoaba voastră să nu fie podoabă de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și versetul ăsta 3 nu vrea să spună că trebuie să-ți nesocotești exteriorul. Nu, chiar dacă situația e așa de gravă acasă, chiar dacă sunt lucrurile așa de grav, nu trebuie să-ți nesocotești exteriorul. Dumnezeu să te ajute să fii înțeleaptă, moderată, pentru că spune mai sus, fel de trai curat și în temere. Și felul ăsta de trai curat și în temere trebuie să se arate, să se vadă inclusiv în exteriorul unei creștine. Dar zice aici accentul, la versetul 4 spune, podoaba zice să fie omul ascuns al inimii, în curăție neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată, asta este felul de a cuceri, asta este arma de a-l cuceri pe omul ăsta care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu. Spune supunerea, un fel de trai curat și în temere și apoi spune duhul blând și liniștit.
Deci atât timp cât nu este Duhul ăsta blând și liniștit, nu va fi posibil. Și eu știu că e foarte greu. E foarte greu când ești provocat de dimineață până seara. Și numai lucruri de acestea care te provoacă, eu știu că numai pe multe femei, numai când îl văd pe bărbatul celălalt ei, numai când îl văd că a băut, numai când simt mirosul celălalt de alcool de la el, de acum asta le irită și nu mai poate fi blândă și liniștită. Ei, iată, asta este o virtute, un lucru de sus, după care trebuie să umble fiecare om și Dumnezeu să te ajute, soră dragă, ca să ai virtutea aceasta, un duh blând și liniștit. Atunci când vin provocările cele mari, când el vine beat acasă, când nu vine cu zilele acasă, când situațiile este grele, când a băut salarul și așa mai departe, duh blând și liniștit. Apropo, duhul blând și liniștit nu înseamnă că nu-l vei confrunta. Îl vei confrunta, dar îl vei confrunta cu un duh blând și liniștit. Și duhul ăsta blând și liniștit zice că este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel, zice, se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și ele erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Și iată, posibil, când auzi cuvintele astea, cum să mă port așa cu el, să-i arăt respect, când el în felul ăsta se poartă, temerea pe care o ai, cred că, păi dacă îi mai arăt respect când el și așa este un bețiv, el bea salarul, el nu aduce nimic acasă, el atâtea probleme face, dacă eu încă îi mai arăt respectul ăsta, eu să mă adresez cu respect la el, să mă port cu respect cu el, păi ăsta o se va sui în cap, el își va ieși din minți cu totul, cred că asta e temerea. Ei, uite aici zice, fă binele. Fă bine, care bine? Binele ăsta care scrie aici. Iată, este tot binele ăsta. Zice, fă-l binele ăsta. Deci să ai un trai curat și în temere, să fii supusă, să ai un duh blând și liniștit. Și împodobește în felul acesta și zice, și poartă-te cu respect, arată respect în felul cum te porți, cum vorbești, în toate privințele, arată respect. Știu că, iată, mă gândesc, dacă ascultă video ăsta a meu, femei care nu citesc Sfintele Scripturi, ele vor zice că eu am înnebunit când vorbesc asta. Zic, cum așa, să te porți cu un om când el este un beat, un bețiv, el îți face așa și pastor înveță astfel de lucruri. Da, dragii mei, eu sunt pastor și nu pot învăța altceva decât scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu mă credeți, mai deschideți și dumneavoastră odată să vedeți că eu am citit acum de la 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 până la 6. Și iată, cuvintele acestea tocmai sunt adresate unei femei creștine care are un bărbat necredincios, care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și cu care este greu să locuiești cu așa un bărbat. Grea este viața. Dragă soră, nu dispera, cea căreia mă adresez eu acum, nu dispera în situația aceasta și nu trebuie să te crezi un nimeni, nu te mai crede un nimeni, pentru că nu este așa. Ai o foarte mare valoare la Dumnezeu. Dumnezeu ți-a descoperit Evanghelia, ți-a dat lumina Evangheliei, ți-a descoperit mântuirea care este în Iisus Hristos. Asta este cel mai de preț lucru. Dumnezeu ți-a dat Duhul Sfânt, ești pecetluită cu Duhul Sfânt. Dumnezeu te-a așezat în locurile cerești, ți-a dat o poziție foarte înaltă în locurile cerești și Dumnezeu te-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Viața asta a noastră aici pe pământ este un abur care se arată puțintel și apoi piere. Iată, când gătești acolo la cratiță, poate asculți video ăsta când gătești acum la cratiță, ia ridică puțin capacul de pe cratiță și apoi pune-l înapoi. Și vezi cât durează aburul acela care, când ai ridicat capacul și ai pus înapoi, aproape nimic. Ei, uite așa spune Dumnezeu în Biblie că atâta este viața noastră aici pe pământ, viața noastră pământească. Este un abur care se arată puțintel și apoi piere. Dar după viața asta, noi intrăm în fericirea veșnică. Noi intrăm într-o bucurie care nu poate fi descrisă, nu poate descrie nimeni. Și nici o bucurie, cu cel mai bun soț de pe pământul ăsta, viață fericită cu cel mai bun soț sau nu știu ce, nu se poate compara cu bucuria pe care urmează să o ai în ceruri, să o avem toți în ceruri și noi mergem în direcția aceasta. De aceea, dragă soră, nu te concentra prea mult aici, nu te concentra la problemele aici. Privește sus. Că așa spune Scriptură, priviți, umblați după lucrurile de sus. Nu umblați după lucrurile de pe pământ, nu vă gândiți la lucruri de pe pământ, gândiți-vă la lucrurile de sus. Iată, atunci când te gândești numai la problemele astea, numai la faptul că este un bețiv, numai la faptul că nu ajută nimic, nu se îngrijește de copii și așa mai departe, toate astea te duc într-o depresie, toate astea te fac să te crezi un nimeni, nu este așa. Privește în sus. Privește la Domnul Iisus, la făgăduințele pe care le avem noi. Iată,
Tocmai urmează să predau lecția aceasta despre credință, din capitolul 11, lecția 15 din cursul către evrei. Ei, ce spune acolo? Că toți oamenii aceștia, toți eroii credinței, ei nu s-au uitat aici, jos, la ceea ce este. Ei s-au uitat la lucrurile de sus și asta le-a dat puteri ca ei să meargă înainte, să fie biruitori și să se bucure aici, să se bucure aici, înainte de a intra în lucrurile cele cerești. Așa mai spune într-un alt loc că credința noastră este o ancoră care este aruncată dincolo de perdeaua din lăuntru, adică în templu ceresc, acolo la scaunul de domnia Domnului nostru Iisus Hristos, și ancora aceasta ne ține stabil. Ce face ancora la o corabie? Ancora, când ai dat drumul la ancoră, apoi vin valurile, nu duc corabia unde o vrea el. Ei, uite așa, vezi, dacă ca și creștin nu te-ai ancorat bine în Domnul Iisus Hristos, nu cercetezi cuvântul lui Dumnezeu și nu crezi cuvântul acesta și nu stai tare, nu te gândești la lucrurile de sus, atunci, iată, orice situație, vine soțul acasă beat, îți ia salarul, îl bea salarul sau ce mai face el și în felul acesta, iată, ia corabia ta, credinței tale și o duce pe valul disperării, pe valul depresiei, te duce unde vrei, în orice furtună te ia. Nu da voie să se întâmple aceasta. Stai tare în credință. Și apropo, nu prea te văd la studiu biblic. Ba vii, ba nu vii. Ba ești acolo prezent, ba nu ești prezent. Și asta îmi arată că posibil nu ai o disciplină duhovnicească bună. S-ar putea întâmpla să fii din pricina situației astea, dar ia învinge situația asta de acasă și fă tot posibilul ca să te disciplinezi în viața de studiu biblic. Să te disciplinezi în studierea Scripturii, în rugăciuni, în lucrurile acestea, pentru că așa vei căpăta pacea. Vei avea pacea lui Dumnezeu care întrece orice precepere și chiar dacă nu se schimbă soțul de grabă, chiar dacă situația rămâne așa, vei avea pace, liniște și bucurie și vei merge biruitoare în toată încercarea aceasta. Iată, la Iacov spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Felurite aici înseamnă multicolore. Ei, uite, iată culoarea încercării tale, este culoare de un bărbat bețiv. Iată, asta e încercarea ta, încercarea ta și ca și creștină, care nu ține de tine. Dar uite, ea venit, zice, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și vezi, asta e o nebunie. Cum? Să mă bucur când văd toate astea? Nu, nu, nu. Nu din pricina că el este un bețiv. Să te bucuri de altceva. Ascultă de ce. Zice, ca unii care știți că încercarea credinței voastre, și iată, viața în căsătorie cu bărbatul ăsta, bețiv, este încercarea credinței. Zice, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit, adică deplin lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Uite, asta-i Dumnezeu a rânduit pentru tine. Când vei ajunge în cer și vei privi înainte, vei înțelege că toată situația asta a fost pentru ca Dumnezeu să te desăvârșească. Iată, rămâi credincioasă, rămâi tare aici, rămâi tare sub presiunea aceasta, ai răbdare și mergi cu răbdare înainte. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, înțelepciunea cum să procedeze în toate situațiile astea. Iată, ascultă ce zice, s-o ceară de la Dumnezeu. Și eu îmi dau seama că în fiecare zi ai nevoie de înțelepciune să știi cum să procedezi. Iată, el a făcut așa, a făcut așa, cum să procedezi? Cum să procedezi ca să-i dai un răspuns bun, creștinesc, frumos, duhovnicesc, cu blândețe. Cu blândețe, cu un duc blând și liniștit, să-i dai un răspuns bun care ar putea să-l ajute. Dumnezeu spune, dacă îți lipsește înțelepciunea aceasta, s-o ceri de la Dumnezeu. Și îți lipsește? S-o ceri de la Dumnezeu, zice, că Dumnezeu dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și ea, înțelepciunea îți va fi dată. Deci ceri totdeauna înțelepciune de la Dumnezeu. Exact așa. Doamne, iată, a venit iar beat. Doamne, iar sunt sufocat. Nu mai pot. Doamne, nu mai pot. Fierbe înăuntru meu. Doamne, dă-mi liniște. Ajută-mă acum, Doamne, să am liniște. Uite așa, chiar așa să te rogi. Doamne, dă-mi liniște în inima mea. Ajută-mă, Doamne, dă-mi Duhul ăsta blând și liniștit. Și iată acum, când mă scol de la rugăciune, dă-mi înțelepciune, Doamne, ca să știu ce vorbe să-i zic, ce vorbe să nu-i zic. Cum să mă port cu el, cum să-i răspund, așa încât vorbirea aceasta a mea să-ți aducă ție slavă și el, soțul ăsta, care nu ascultă de cuvântul tău, el să vadă podoaba asta care tu mi-ai spus-o am, podoaba asta cu care vreau tare să mă împodobesc și anume un duh blând și liniștit și așa să mă port cu el. Deci zice aici așa, s-o ceri de la Dumnezeu, dar zice s-o ceri cu credință, fără să te îndoiești deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Dar se îndoiește cel care nu are credință, dar credința vine în urma auzirii și auzirea din cuvântul lui Dumnezeu. Deci
Eu tare mult mă rog să te ajute Dumnezeu să dai drumul la rădăcini sănătoase în cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă vei da drumul la rădăcinile astea, Dumnezeu îți va da pace, liniște. Dumnezeu îți va da Duhul ăsta blând și liniștit. Dumnezeu îți va da înțelepciune cum să procedezi în fiecare situație și cum să-ți crești copiii în credință, sănătoși în credință, în ciuda contextului în care trăiesc ei. În ciuda la tot contextul ăsta. Iată, știi că Eunice, mama lui Timotei, ea a fost creștină, credincioasă. Bunica Lois tot așa a fost credincioasă, dar despre tatăl nu știm că era grec. Doar atâta știm, înseamnă că era păgân. Dar nu știm mai mult, dar poate și tatăl celălalt tot a fost un bețiv, tot a fost, cine știe cum a trăit, un bețiv, cine știe ce o fi făcut el, cum o fi fost omul acela. Dar Eunice, ea a reușit să-l crească pe Timotei în credință, pentru că ea a dat o pildă de credință, ea în toate s-a purtat frumos. Că Pavel spune, credința aceea sinceră, zice, care întâi s-a sălăsluit în mama și în bunica ta. Înseamnă, Eunice a avut o credință sinceră și tare mult vreau ca exemplul acesta al lui Eunice să te îmbărbăteze pe tine, să te încurajeze pe tine, să perseverezi așa, să le dai copiilor tăi o pildă frumoasă de credință în mijlocul încercării acestea grele pe care o ai de o viață cu un bețiv. Și Dumnezeu să folosească exemplul acesta ca să crească din copiii tăi Timotei. Să crească Timotei, să crească slujitori în Evanghelie, oameni care numai decât vor sluji cu toată dedicarea și vor trăi și vor trăi frumos viața de credință. Iată așa, sora dragă, te sfătuiesc. În context, voi mai citi din Scripturi. Deci dacă tot zici că ești foarte tare apăsată de gândul să-l părăsești pe soț, să divorțați. Ei, primul lucru vreau să spun că ai intrat în legământ cu el, cu omul ăsta. Scriptura nu dă decât un singur motiv pentru divorț și anume curvia, infidelitatea în căsătorie. Dar, iată, mai scrie la 1 Corinteni, capitolul 7, și acolo spune tot așa, unor creștini care de curând s-au întors la Hristos, că nu era o biserică cu mulți ani. Și el, Pavel, le zice așa, celor căsătoriți, citesc de la versetul 10, el zice, celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta, să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, și el se referă la momentul când a crezut în Hristos, dacă era despărțită. Deci să rămână nemăritată. Sau să se împace cu bărbatul ei, dacă mai era posibilitate să se împace, să refacă familia. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Așa spune aici. Deci, iată, de exemplu, și eu, în cazul, m-ați auzit în alte video, când a vorbit despre un soț violent, atunci, da, le-am spus la femeile care au un soț violent, nu pot trăi și îi spune soțul, este, nu mai putem trăi împreună, ne separăm, ne separăm. Sau unul care, el se poartă violent, el creează probleme mari, atunci, da, le spune, noi ne separăm. Sau, de exemplu, un soț bețiv care îl vine acasă și este violent și el scoală copiii, ține până dimineață, îi ține și atunci îi vine lui să le verifice asta, notele sau mai știu eu ce acolo și pur și simplu își bate joc de toți. Da, în așa caz, nu are o altă alegere femeia asta decât să se separe, să trăiască separat până când omul ăsta îi vin mințile la cap. Dar în cazul tău, soră dragă, încă nu este așa o situație, din cât o știu eu, din cât mi-ai spus, încă nu este așa o situație. Tocmai de aceea, eu nu cred că este încă timpul ca să vă separați. Eu cred că, uite, tot ceea ce am citit acolo, eu cred că va avea un efect puternic. Dacă te vei separa, atunci nu cred că vei putea să ai efectul acesta. Efectul este așa puternic. Cu toate că, iată, de exemplu, chiar azi când vorbeam cu Radu, ne-am gândit despre soluții în astfel de cazuri, ne-am amintit că, de exemplu, și George Bush, președintele ăsta a Americii, el spune în mărturia lui, spune că el, la o anumită perioadă a vieții, a ajuns alcoolic și soția lui a spus, ori te lași de alcool, ori eu te las, eu nu mai pot trăi cu tine, eu plec de la tine. Și atunci omul și-a venit în fire. Când i s-a spus așa, el zice asta la cutremurat, el n-a vrut să o piardă pe ea. Apropo, eu, iată, nu știu cum se numește filmul despre fondatorul misiunii care se ocupă de alcoolicii anonimi. Eu l-am privit filmul ăsta, dar nu mi-amintesc cum se numește el. Eu vă rog pe dumneavoastră, cei care ascultați și dacă știți care e denumirea filmului, vă rog foarte mult, scris denumirea aceasta la comentarii. De asemenea, vă rog, dacă aveți o mărturie frumoasă, iată, știu că sunt femei care cu răbdare au pus în aplicare cuvântul acesta lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu le-a răsplătit. Au văzut pe soții lor întorși la Dumnezeu, i-au văzut pe ei oameni schimbați. Vreau să vă spun că mărturia voastră scrisă aici la comentarii poate însemna foarte mult.
De asemenea, vreau să vă rog ca să distribuiți acest video, dar cel mai bine dacă puteți să luați link-ul și să-l trimiteți printr-un mesaj personal, la o adresă de e-mail sau cum știți dumneavoastră, să-l trimiteți la acele femei care sunt în situația aceasta, care trăiesc cu bărbați alcoolici și iată, sunt în necaz, este un mare necaz, mare necaz pentru femeile astea. Vă rog mult ca să-l trimiteți și în felul acesta vreau ca mesajul ăsta să fie o încurajare, o îmbărbătare în credință, să le întărească în credință și să meargă înainte să persevereze. Și Dumnezeu să le dea pocăință la toți acești bărbați. Și dacă cumva ascultă acest video și vreun alcoolic de ăsta, care pur și simplu își bate joc de familia lui și își bate joc de viața lui, atunci, dragul meu, vreau să mă adresez ție. Vreau să-ți spun că acolo unde te afli tu, alcoolismul ăsta este o patimă, o patimă rea. Ești robit. Și iată, poți ieși din robia aceasta prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Ia te rog Noul Testament, citește Noul Testament, crede în Domnul Iisus Hristos din toată inima. De-aia știi câți alcoolici cunosc care au crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos, au fost eliberați într-o zi, în ziua aceea, când au luat hotărârea că îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, n-au mai pus... N-au mai pus pe limbă vin niciodată, gata. N-au mai gustat vin, gata, oamenii ăștia, pentru că ei au crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos, au ales să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, viața lor a fost transformată, ei își trăiesc viața fericiți, pentru că atunci când au crezut în Domnul Iisus Hristos, când au luat decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, atunci ei au primit Duhul Sfânt. Au primit Duhul Sfânt de la Dumnezeu și Duhul Sfânt le-a dat puterea să trăiască o viață sfântă, ei au devenit făpturi noi și ei trăiesc o viață frumoasă împreună cu familia lor. Și și-au rezolvat nu numai problema alcoolului, ei au rezolvat cea mai mare problemă. Ei au rezolvat problema păcatului și iată, oamenii aceștia, ei au primit iertarea de toate păcatele, tot așa cum am primit-o și noi toți ceilalți care nu am fost neapărat alcoolici și am primit și noi iertarea de păcate, am primit moștenirii cu toți sfinții, darul vieții veșnice și intrarea în împărăția cerurilor. Dacă mă asculți, dacă ești un alcoolic sau ești afectat tare de problemele astea, atunci eu te invit acum, chiar acum, să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. Uite, eu n-am planificat asta când am pus video, dar așa Duhul Sfânt mă îndeamnă acum, pentru că așa știu că va privi cineva care se va ruga și va lua decizia chiar acum. Prin video astea, mulți oameni au luat decizia și urmează bucuroși pe Domnul Iisus Hristos. Și cred că vei lua și tu decizia asta. Repetă, te rog, după mine, acum, rugăciunea aceasta, dacă te-ai hotărât să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, să-L urmezi pe Domnul Iisus, să renunți la beție și să trăiești o viață frumoasă, plăcut înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc că mi-ai dat viață și am ajuns până în clipa de azi. Îți mulțumesc pentru cuvântul care l-am ascultat. Îți mulțumesc pentru Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele mele. Te rog să ierți toate păcatele mele, Doamne. Te rog să mă eliberez din robia beției în care mă aflu. Te rog să mă eliberez din robia oricărui alt păcat în care mă aflu. Te rog să-mi dai o iertare deplină, desăvârșită. Te rog, Doamne, dă-mi Duhul Tău cel Sfânt. Și dă-mi o mare dorință să te cunosc pe tine, să cercetez cuvântul tău, să împlinesc cuvântul tău, să trăiesc o viață frumoasă de credință în ascultare de tine. Te rog, Doamne, fă această schimbare în mine, fă-mă copilul tău. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, te slăvesc în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dragul meu, dacă te-ai rugat rugăciunea aceasta cu mine și dacă te-ai rugat dintr-o inimă care are măcar un muștar, cât un grăunte de muștar de credință, atunci Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta. Dumnezeu a făcut transformarea aceasta. Dumnezeu îți va schimba viața. Te rog să-mi trimiți un mesaj. Uite la adresa aceea de e-mail pe care o vezi aici în descriere. Trimite-mi un mesaj ca să știu că l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, să mă mai rog și eu odată cu tine și apoi numai decât vreau să-ți spun care sunt următorii pași, că acum este, acum uite, nu mai te-ai născut, ești un baby, acum trebuie să începi a crește, ești un prunc. Trebuie să crești duhovnicește, să te întărești duhovnicește și să trăiești viața frumos
în ascultare de Domnul Iisus Hristos. Aștept să-mi trimiți mesajul tău, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți multă pace totdeauna în inimă. Iar femeile care trăiesc cu soți bețivi, Dumnezeu să vă dea răbdare și Dumnezeu să vă ajute să suferiți activ. Activ înseamnă împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Nu să suferiți așa, plângând doar și suferind. Nu, nu, nu. Să suferiți activ după cuvântul lui Dumnezeu, așa încât suferința aceasta să aducă rezultatele dorite de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare și răbdarea vă face desăvârșiți întregi. Să nu duceți lipsă de nimic. Așa să vă ajute Dumnezeu.